Trecem mai departe, vom vorbi despre câteva secrete ale investițiilor. Este, sunt câteva lucruri câteva mici secrete care îți ofer vor oferi și claritate și, de asemenea, te vor scuti de foarte multă pierdere de vreme. Pentru că un prim secret pe care nu l-am menționat aici, dar vreau să-l discut uh, acum, este că timpul este mult mai important decât banii. Da? Timpul este o resursă care nu se regenerează, este o resursă limitată. Banii, în schimb, sunt uh, teoretic și practic, pot fi nelimitați. Da? Totdeauna poți. Uh, să sporește averea la orice vârstă, pe de altă parte, timpul odată consumat, trece și nu se mai întoarce niciodată. Astfel, vom prioritiza partea de eficiența timpului în procesul nostru de investiții, pentru că degeaba obții un randament ceva mai mare dacă ai consumat foarte mult timp productiv pentru a-l obține. Mai degrabă optimizăm timpul și randamentul în paralel. Bun, Primul secret de care vreau să-ți spun, și un secret care o să-ți economisească foarte, foarte mult timp, este că există nenumărate studii. Unul dintre studii l-am și menționat aici, dar nu este singurul, care spune că pe termen lung aproape nimeni nu bate indicele unei burse. Da, ce înseamnă indicele unei burse este efectiv o colecție, un coș de acțiuni reprezentative în anumite ponderi uh, care reflectă evoluția acelei burse. Când vorbim de bursa din SUA, acest indice de bază ar fi Standard Poor's 500 sau SAP 500. Uh, este un indice care cuprinde un coș de 500 de acțiuni da? și evoluează uh, an de an în funcție de componentele sale, în funcție de cum evoluează acțiunile din acel uh, indice. Pe termen lung, foarte puțini investitori bat piața, adică obțin mai mult decât acel 10% mediu pe care l au obținut S&P 500. Foarte puțini traderi activi bat piața. Studiile arată că undeva sub 1% sau 1% dintre ei bat piața. Dintre investitori, Warren Buffett este celebru pentru că bate piața de aproximativ 60 de ani el având un randament dublu față de indicele uh, bursei, care adică are undeva la 20%, uh, dar gândiți-vă ce resurse are Warren Buffett, ce uh, posibilitate de a face investiții uh, preferențiale, să zic așa, și având uh, acces la informații uh, mult mai detaliate și mai exacte decât cele pe care le-ar putea avea un investitor uh, mic. Astfel, primul secret ar fi că a încerca să bați indicele pieței este o activitate care doar că o să consume foarte mult timp, dar are și, din păcate, are și șanse foarte mici să îți și iasă pe termenul. Pe termen scurt, aproape oricine poate să bată piața, trebuie doar să ai noroc, un an, doi, ai numerit câteva acțiuni super profitabile și pe bull run, da, care sunt pe, pe creștere, ai cumpărat, nu știu, niște criptomonede un an, doi și ai bătut piața. Însă, pe termen lung, de peste 10 ani, este uh, foarte, foarte greu și ai nevoie de foarte mult timp și resurse foarte mari pentru a bate piața. Aici vorbim, bineînțeles, de sume care contează, nu să bați piața cu o investiție de 500 de ori, dar vorbim de uh, sume, uh, sume mai mari. Bun. Un alt secret al investițiilor este că market timing este aproape imposibil pe termen lung. Ce înseamnă market timing? Înseamnă acea regulă, mă rog, mit care există pe investiții, că trebuie să cumperi la prețuri minime și să vinzi la prețuri maxime. În esență, acest lucru nu prea se întâmplă, de obicei oamenii fac invers, investitorii fac invers vând la prețuri minime și cumpără la prețuri maxime. Da? Pentru că atunci când o investiție devine foarte populară și a crescut foarte mult, de obicei atunci se înghesuie investitorii amatori să o cumpere. Da? A crescut nu știu, Tesla, toată lumea se duce când este deja aproape de maxime, după care se corectează și toată lumea se panichează sau, mă rog, foarte mulți oameni se panichează și vând când ajung la prețurile uh, minime. Uh, John Bogle sau Jack Bogle, uh, fundatorul Vanguard, unul dintre cei mai mare administrator de fonduri din lume, cred că al doilea după, după BlackRock, uh, spune că într-o într uh, carieră de peste 50 de ani de business uh, a întâlnit foarte puțini oameni. Sau bine, le -ă spune că pe nimeni nu a întâlnit pe nimeni care să bată în mod consistent uh, piața și să facă market timing uh, în mod concret. Bun, un alt secret al investițiilor și iarăși un secret care îți poate economisi foarte, foarte mult timp este acela că randamentul este dat în proporție de 90% sau de aproape 90% de alocarea pe clase de active și nu de instrumente individuale selectate alte cuvinte, profiturile pe care le obțin mari investitori sau mici investitori sunt date mult mai mult de clasa de active în care investesc și mult mai puțin de ce instrumente, ce acțiuni concrete aleg în, în acel portofoliu. De exemplu, dau un exemplu foarte simplu și relativ actual. Randamentul este dat în proporție mult mai mare de faptul că investești în acțiuni de tip high growth, da? de exemplu, acțiune din electric vehicles, din clasa de electric vehicles sunt acțiuni high growth, așa se numește, așa se numește clasa de active. Deci randamentul este explicat mult mai mult de faptul că ești expus pe high growth stocks. Pe acțiuni de tip high growth, decât pe faptul că ai ales tu Tesla din acele, uh, acea categorie. Da? Tesla sau alte, uh, alte acțiuni din acea uh, categorie. De asemenea, randamentul se dat mult mai mult de faptul că tu ești expus mult pe acțiuni, decât că ai ales, nu știu, Coca Cola din toate acele uh, acțiuni. Aici vorbim nu de exemple teoretice, de genul, dacă investai tu în Amazon cu 100 de ani, uite ce randament ai fi avut. Este, studiul este făcut pe, pe portofolii concrete ale marilor fonduri de investiții. Bun. <coughs> și al patrulea secret, și tot legat de timp, este că time in the market este mult mai bun decât timing the market. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că succesul cu adevărat în lumea investițiilor sau banii adevărați din lumea investițiilor se fac stând în piață, fiind investit ani de zile, nu dând un tun de, de moment. Da? Deci poți să dai un tun pe moment în, nu știu, un an faci 300%, după care scoți banii și cheltui. Asta nu înseamnă mare lucru, pentru că cel mai probabil n-ai făcut acei 300% investind 2 milioane de euro, da? cel puțin la nivelul nostru de investitori. Cu al... Pe de altă parte, dacă ai un randament de 10% timp de 10 ani și investești constant, să zicem, 1000 de euro pe lună, cel mai probabil că o să ajungi la un portofoliu mai mare decât cel care a dat un tun, i-a cheltuit banii și a rămas după 3 ani de zile fără niciun niciun ban. Da? Deci asta înseamnă că uh, este necesar să stăm în piață, adică să fim investiți uh, decenii întregi. De ce decenii întregi? Pentru că există iarăși un, un mit și anume acela că, ok, investesc pe bursă, da, 10 ani de zile, după care îmi scot banii că eu ajung independent financiar sau 15 ani, whatever, da? Uh, și, nu, no, trebuie să trăiesc din uh, banii pe care i-am acumulat. Uh, în realitate, Chiar dacă ajungi independent financiar după 10, 5, 10, 15, 20, 25 de ani, vei păstra banii investiți în, pe, pe bursă și vei trăi sau vei consumat din randamentele acelor investiții. Da? Deci cu alte cuvinte, dacă ai un milion de euro și tu la, nu știu, 40 de ani spui mă retrag din activitate pentru că am un portofoliu de un milion de euro și pot să trăiesc toată viața din el. Ei bine, la 40 de ani nu vinzi toate acțiunile de un milion de euro ca să trăiești din banii respectivi, ci păstrezi investiți și vei consuma din ei, să zicem, din venitul pasiv, din dividende 5.000 de euro pe lună. Da? Și în felul acesta, portofoliul tău îți va oferi, veni pasiv, dar el va continua să crească de-a lungul timpului, chiar și când tu retragi o parte din bani. Da? Nu, nu retragi totul. Deci este important atunci când investești să te gândești că vei fi investitor for life, adică investițiile se fac, nu îi spunem că pe termen lung, dar de fapt ele se fac for life, pe viață. Și ca pensionar o să tot ai investiții, pensionarii americane au portofolii generoase de acțiuni și de ETF-uri din, din acele acțiuni și iau pensiile, așa vom face și noi și astfel chiar vom ajunge să avem timing de market și să ajungem la sume foarte, foarte frumoase. Ca și idee ce înseamnă timpul în, în piață, avem această concepție, acest concept de dobândă compusă, și o să exemplific foarte simplu cât de importantă este dobânda compusă și cât de mult contează fiecare an în care ești investit în bursă. În acest, această schemă avem o investiție lunară de 100 de dolari cu 10 ani ca termen de investiții, deci fiecare lună o să de, investim 100 de dolari, timp de 10 ani de zile și un randament de, am spus, noi 10% pe, pe an. Și ce se întâmplă dacă investim timp de 10 ani pe această strategie foarte simplă? Ei bine, după 10 ani ajungem la o sumă de 20.000 de dolari, dintre care 12.000 de dolari sunt sumele noastre, depuse de-a lungul timpului și 8.600 de dolari uh, sunt randamentele scoase de investițiile noastre. În acest grafic vedem cu purpuriu uh, sumele depuse de noi da? și cu roz sumele uh, câștigate uh, din uh, dividende și din creșteri de capital, deci randamentele. Vedem că pe măsură ce trec anii, uh, partea purpurie devine mai mică și partea roz devine din ce în ce mai mare. Cu alte cuvinte, în primii 2-3 ani de investiții, 4 ani chiar, randamentele nu reprezintă mare lucru din portofoliul nostru, dar odată ce ne apropiem de 10 ani, randamentele sunt, adică banii câștigați de banii noștri încep să reprezinte o parte importantă din portofoliul nostru. Dacă continuăm încă 10 ani, deja vedem că la nivelul anului 20, randamentele sau banii produși de banii noștri sunt mult mai mari, mult mai consistenți decât ce am depus noi de-a lungul timpului: 24.000 de dolari depuși de noi, 52.000 de dolari bani creați, mă rog, obținuți din investiție. 30 de ani. Se întâmplă ceva absolut fantastic, vedem, uh, mai adăugăm încă 10 ani față de cei 20 și de la 76.000 de dolari ajungem la 228.000 de dolari. Deci, ultimii 10 ani din cei 30 sunt cei mai valoroși de departe uh, și ajungem la o sumă fabuloasă de 191.000 de dolari uh, din uh, dobândă, mă rog, interest, din randamente, la o depunere totală de doar 36.000 de uh, dolari. Bun, mai departe mergem, uh, mergem la 40 de ani și vedem din nou un salt și mai mare uh, pentru următorii 10 ani. La un, ajungem la un portofoliu total de 637.000 de dolari, dintre care depunerile noastre sunt absolut insignifiante, Da, au ajuns, uh, ajuns partea purpurie să nu se prea vadă pe grafic, acest grafic, acestă, uh, acest dreptunghi reprezintă valoarea portofoliului nostru total. Da? Și vedem că partea roz este majoritară, partea uh, purpurie ce am depus noi uh, în acest portofoliu este foarte, foarte mică, sub 10% din portofoliu, da? de fapt vreo 7-8%. Asta este dobânda compusă. Și acum, uh, dacă ne gândim totuși la inflație, da, dar ce o să însemne 637.000 de, mii de dolari peste 40 de ani. Uh, trebuie să menționez că de-a lungul timpului standard de impuls 500 a avut un randament de 10% în medie pe an, uh, dar uh, bineînțeles cu fluctuațiile de rigoare uh, la o inflație de vreo 3%. Adică uh, acțiunile de-a lungul timpului, în ultimii peste 100 de ani au adus un randament real pozitiv de 6-7% peste inflație. Așa că această creștere este cât se poate de reală și reprezintă și creștere a valorii banilor, valorii portofoliului, nu numai o creștere în termeni nominali.